Bună seara! Bună seara, da, bună seara și bun găsit la întâlnirea cu profesorul. Noi începem cu clasa 8-a. Am primit solicitări, vor să afle cât mai multe cei care se pregătesc pentru capacitate. Le spunem, dragilor, că aveți și două volume cu subiecte date la capacitate, din tipuri, modele, așa arată în volum. Ele sunt... le găsiți acolo la Prof. Online, dar stați pe Google chestia asta. Și nu uitați, toți cei care știți de Prof. Online, anunțați-vă, puteți vedea lecțiile în direct sau după aceea pe internet. Te rog, Elena. Să începem cu descompunerea în faptul, folosiți metode combinate, da. Că o să le dea și aici ceva. Hai să vedem. Deci descompunerea. Da, descompunem în factori. Puneți. Produs de factori. Produs. De factori. De factori. 2x la a doua cu 3x. 2x la a doua plus 3x. Totul de mulțit cu. Așa, totul de mulțit cu 2x la a doua plus 3x plus 4. 2x la a doua plus 3x plus 4. Da? Și plus un 4. Plus un 4. Egal, cum e, dar... Iruna, te rog. Păi avem... A plus A ori A ori plus 4. A ori A plus 4. Haideți să o dăm cu A, este bine. Asta, nu? Da. Și avem A pe lângă A plus 4. Plus 4. Egal mai departe cu... Egal cu ala 2, plus 4. Ala 2 plus 4, ala 2 plus 4, care face... Cu A plus 2 plus la 2. Adică egal mai departe cu... 2x la 2 plus 3x plus 2. Plus 2. Totul la 2. Acolo. Egal cu... Păi mai încercăm, mai avem o tentativă ca și pe asta să găsim o plus de 4. Da. Așa ar trebui. Și egal cu... Dar trebuie să vedem dacă reușim. Ia vezi tu. Da, dacă scrie ca 2x la 2 plus 4x minus 1 plus minus x plus 2. Da, asta e. Facem 2x. Deci că vedem 2x la 2. 2x la 2 plus 4x minus x plus 2. Minus x plus 2. Și avem 2x pe lângă x plus 2 minus x pe minus 1. Deci 2x pe lângă x plus 2. Minus 2. Minus, pe lângă x, minus 2. Dar rău, nu merge. Nu merge. Alte idei. Poate nu asta e ideea. 6 plus 6x minus 3x. Mai uite-te la 4x ăla, că trebuie să vezi ceva. Nu se vede. Nu se vede. Eu vedeam, dar greșit. Vedeam aici... 2x plus x. Deci lăsăm așa? 2x plus x. Și plus 2, acela x plus 2 nu merge cât 2. Da. Ca să te convingi că nu mai merge. Facem cu delta cumva, că am făcut toate aleviști cu delta, nu am decis ce facem. Ce-a făcut și cu delta la clasă. Da, zis că să avem aleviști cu delta. Bun. Ca să știi că nu se mai poate descompune, vezi dacă nu cumva delta e negativ. Deci delta, era egal cu b pătrat, minus 4 ac, da? B pătrat minus 4 ac. Și egal cu 9, știți, mai 9, 4 ori 2, 8 ori 2, 16. Negativ. Și gata, nu mai e un pas cât așa. Dacă așa. Delta e negativ, n-are descompunere. Nu mai poate să scrie un de două paranteze. Și când folosim delta? Când vrei să afli? Ori de câte ori vrei. Când vrei să afli în ce? Ori te gândești la șmecherii de astea, de data asta, n-ai la monitor ca să-ți fii telefonată ideea care am avut-o noi de simplificare. O faci cu delta, nu? Ori în condițiile astea, îți amintești că ecuația ax pătrat plus bx plus c. Da. Egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. X minus X1 pe X minus X2, unde X minus X2 sunt rădăcinile. X1, X2,
rădăcinile ecuației. Ecuația acestea. Apoi are 2x pătrat plus 3x plus 2. Se dau cu 0. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate de delta asta, că delta e negativ. Da. Și luăm delta pozitiv, că ea mai știe cu delta. Știți că nu. Așa. Dar poate să avem un exercițiu, nu mai încolo. Poate avem mai încolo. Da, bine. Dar aici ce am arătat, că delta fiind negativ, nu mai trebuie să rămână așa. Așa. X pătrat minus 2x plus y. X pătrat minus 2x plus y. X pătrat minus 2xy. 2xy, așa. Plus y. Plus y. Totul pe lângă x pătrat minus 2xy plus y plus 7. Și plus 12, plus 7. Plus 7. Plus 12. Plus 7, așa? Da, da, da. Și plus 12. Egal cu. A, ori, A plus 7. Deci am luat pe ăsta, am descoperit chestia asta, măi. A pe lângă A plus 7. Plus 12. Plus 12. Și la a doua plus 7, A plus 12. Și la a doua plus 2 ori A ori 7 supra 2. A făcut aspectul perfect. Da, plus 49. Da, atenție, că vezi 12 aici. Da. Și 7. Da. Interesant acum e produsul și suma, ca să o ai idee. Suma, ce mai de mulți îți fac 12 și la urmă îți facă 7? 34. 34. Dar ce caz n-am? Deci, eu sesizez aici că dacă l-am descompune pe 7-a ca 3-a plus 4-a, altfel treabă de 7. 3-a plus 4-a. Ia să vedem. A pătrat plus 3-a plus 7-a plus 3 ori 4. Plus 4-a, nu? Plus 4-a. Plus 3 ori 4. Și face egal mai departe cu A pătrat. A pe lângă A plus 3. Uite, pe primul de, da? A pe lângă A plus 3. Plus 4 pe lângă A plus 3. Vezi? Și scoatem A plus 3 în faptul lângă A plus 3 pe lângă A plus 4. Dar să vedem cum v-ați dat seama. A plus 3. Să lângă A plus 4. De așa facem că vrem să aflăm... Vrem să aflăm... Cu delta. Cu delta. A la 2 plus 7, A plus 12. Când vrem să descompunem, să facem un artificiu, așa facem? Care îmi reușim? Deci dacă sesizez chestia asta, te duci foarte repede. Dacă mă sesizez, e mai așa cu delta. Sau dacă nu sesizez așa, mai există... Poate nu e așa, e 2A plus 5A, poate să fie și așa, nu? Deci când e cu coeficientul la pătrat are ceva în afară de 1, nu-ți mai merge joc. Da. Atunci te duci cu delta obligatoriu. Cu delta ca să duci la mic. Haideți să ne înșuși cu delta. Haideți acum la modelul ăsta. A pătrat cu 7A plus 12. A pătrat cu 7A plus 12. E cam cu delta. Da. De ce e cam cu 0? Păi, ecuația. Ecuația are că rădăcini, ca să vezi ce sunt, care sunt valorile mea, pentru că ea face 0. Deci ce face cu delta? E cam cu 0. Deci mi-am părat, asta așa e ecuația. Bun. Da? O egală cu 0. Și ne apucăm de treabă. Și atunci delta va fi egal aici. E luna cu cine? Cu B la 49. Cu 49 minus 4. 49. Deci 4 ori orice. 4 ori 1. 4 ori 1 ori 12. Ori 12. Da. Și atunci zice, A un 2. Și le 2 ori 4 pe care le găsi. Sunt formați prin minus B. Plus sau minus radical din delta supra 2a. Egal cu minus b, adică b-ul la 7 minus 7. Plus sau minus radical din 1, adică din delta, delta fiind 1 cu 1, supra 2, ori nu 2. Și o să avem o dată. Prin rădăcine minus 7 plus 1 pe 2. Minus 3. Minus 3. Și a doua rădăcină, minus 7, minus 4, minus 1 pe 2 și face minus 4. Și atunci spunem, ecuația dată la început. A pătrat plus 7A plus 1, adică expresia asta de la 2 plus 12. Se scrie acum ca A, coeficientul lui x la a doua sau la a doua, adică 1 pe lângă A minus prima rădăcină, minus A1, pe lângă A minus a doua rădăcină, A2. De ce 1 acolo?
Da, e 1. Dacă ai fost 2, A minus A plus 3. A plus 3. Deci cu delta e imediat, nu mai stai să nu mai gândești. Da, dar vezi un pic de timp. De aceea, când ai de gradul 2, m-a fost aici a pătrat 7 a plus 12. Să zicem că există un exercițiu, sau toate sunt la fel, eu până acum, care îți fie 3 plus 4, de exemplu, dacă dăm a la 2 a plus 6 a plus 12, nu mai putem să facem așa, nu? Deci la a la 2 plus 6 a plus 12 plus 12. Îți faci un alt artificiu. Nu. Dacă nu vezi tu artificiu. Ideea este așa, că aici avem a pătrat minus suma fără a plus produsul. Aici trebuie să faci legătură. Și acum te întreb, ce două numere adunate se facă 6 și înmulțite se facă 12? Nu există. Da. Nu există. Deci atunci nu ai descompunere. Probabil că delta e negativă aici. Aha. Dar ai în bară, în negreșitul nostru, ce două numere adunate se facă 7? Sau minus 7 mai degrabă. Minus 7. Că formula este x pătrat minus sx. Minus, da? Ce domnul numera din asta fac minus 7 și mulțite să fac 12. Da, minus 3 și minus 7. Așa cu delta și cu ăstea. Și pe șmecheric și pe... Da? Da. Deci, iată, aici ți-aș indica 3 idei. 1. Artificiile pe care știai tu, descrierea celui din mijloc. Asta se întâmplă. Cel din mijloc ca să-l aranjezi cu... Deci asta e regula. Trebuie să fie suma și produsul mereu, așa. Da. Suma și produsul când ai coeficientul aici 1. A, când nu la 1, trebuie să mă gândesc eu. Nu, te gândești la delta. Dar dacă nu mai e... Sau poate artificiile, dar din curs la artificii nu-ți ies la delta. Am înțeles, am înțeles. Și dacă va plăsi delta și negativ, înseamnă să... Delta e negativ, n-ar descompunere. Da, așa e în față de gradul 2. Da, așa. Da, merge. Să vrei ghiștul ăsta cum am plecat. Da. Nu, nu, că am găsit matea. A, plus 3 punct 2. Așa. Deci e cam mai departe. X la 2, minus 2, y. Plus Y, plus 3, plus 3, plus 2, minus 2, X, Y, plus Y, plus 4. Și acum mai vedem dacă ai mai putea face un pătrat perfect ceva, pe acolo nu prea mai poți face, pentru că ai X, Y și Y nu e la a doua, că îți mai faci ceva. Așa este, rămâne așa. Așa o lăsăm, nu? Da. Bine. Să mai luăm unul de genul, nu? Da. Te rog. X la a treia plus 2X la a doua. X la a treia plus 2X la a doua plus 3X plus 5. Totul pe lângă, X la a treia plus 2X la a doua plus 3X plus 15. Plus 3X plus 15. Și plus 21 la fara anterioară. Ia să vedem acolo, Miruna. X la 3 a plus 2, X pătrat plus 3, X. A ori A plus 5, A plus 10. Deci A ori A plus 10. Corect. Foarte bine așa. Tot e notat cu A până la 5, da? Deci A. Pe lângă A plus 10. Plus 21. Și la cu A la 2 plus 10. Deci se spune că am dat noi cu A plus 10. Da. A plus 10. A plus 10. A plus 21. Și acum să ne gândim. 3 și 7. 3 și 7, nu? Deci, vezi că te crezi foarte repede. Deci egal mai departe de la A plus 3. A plus 7, A plus 21. Dar deodată A plus 3 pentru A plus 7. Când te presi 3, 7, 21 și 3 și 7 fac 10, asta e descompunerea. Da, plus 3 pentru A plus 7. Deci ești rapidă. Bine, când era la redactare, să știi că dacă faci chestia asta, nu te pare de punta. Pentru că nu e mulțirea dacă nu ești de acord. Da. Apoi, A plus 3, A plus 7, A plus 10, nu știu, nu te-a dat. Deci așa. Așa cum să facem prin delta. Și acum, vrei la asta prin delta? Da. Hai să vedem. Deci eu pot să fac A pătrat plus 10A. A pătrat plus 10A plus
plus 21, egal cu 0, da? Da, egal cu 0. Stați să vă amintesc dacă știam cum să faci. Deci și acum facem așa, că delta egal cu b la 2, da. Minus 4 la c. Atenție, nu iau de aici, ci au din formula x pe care am învățat. Atunci delta o să fie 100, da. Minus 4 ori 10 ori 21. 4 la c. 4 ori 1 ori 21. 4 ori 1 ori 21, scrie așa, ca să înțelegi mai mult. Dar toată chiar înțelegi din unde 1. 1 e coeficientul x a pătrat, sub x pătrat. Da. Și ce? B-ul este ăsta. C-ul fără coeficient. Aaa, nu la 21. Păi 21 este 4 ori. Și de ce nu la 11 de acolo? Păi e du. Ăsta e du, e du. Ăla e du. Și ne-o desimăm 4 a c. Da, am înțeles. Deci A-ul egal cu 1. Nu-i vorba de A-ul ăsta, sper. B-ul egal cu 10. Da. Și C-ul egal cu 21. Da, 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 da. 100 minus 84, da. Egal cu 16. Deci radical din delta e 4. Așa, da? Așa. Că acum... A1, 2. Cel de oară. A1, 2. Este egal cu minus B plus minus radical din delta plus 2A. Da. Și egal cu minus B, adică minus 10, plus minus 4, supra 2. Da. Și dacă zicem că aici era 2 la 2, din delta, tot din delta, nu? Cum? 2 la 2. 2 la 2, atunci au mai fost 2, în tot cauză. Am înțeles. Și egal, atunci A1 este egal cu minus 7 și A2 este egal cu minus 7, minus 3. Minus 7, minus 14, da. 7, e egal cu minus 3. Așa mă facem... Acea, da, de gradul 2 a fără ceva, plus 7 a. Nu, plus 10 a. Plus 10 a. Plus 14, 21 a. Este egal cu. Egal cu. Dacă era, să zicem că dacă era A-ul, era 2 a la 2, prea am 2 plecă, nu? Nu, nu, nu. Acum, exact. Să zicem 1 pe lângă, ca să înțelegi. Da, 1 pe lângă. A minus 7. A plus 7. Plus 7. Pe lângă A plus 3. Încă A plus 3. Dacă ar fost 2, a plătat, punea 3 pe lângă. Am înțeles, da. Dacă ar fost 3, pe lângă. Și trebuie să învăț ăstea neapărat, că nu mă lăsă de aici. Asta e numai ecuația de gradul 2. Cu delta. Deci nu mai arată gradul 2. Adică când avem A la 2, nu? Da, X la 2. X la 2, A la 2, E la 2, da? Da, să mai lucrăm. Să mai lucrăm o dată așa și poți deci ce facem. Ai văzut aici cât de rapid, dacă ne-am prins A plus 3 până la 7, din coace muncim un pic. Da. Dar nu totdeauna se sesizez descompunerea asta și de atunci, din cauza asta, am să-ți mai spun ceva. Uite, dacă aș fi avut, hai să zicem cu un A1, egal cu 2 pe 3, și celălalt al doilea, pe intrarea de 5. Da, pe intrarea de 5. Au 1 și au 2. Și formez ecuația, mă întorc înapoi ca să văd ce ecuație formez acum. Deci au 1 și 2 pe 3 și a doilea este 1 pe 3. Da? Și atunci ecuația care se formează este așa. Nu cu A, cu X mai că... X ca să nu mai... Nu mai e da, X-ul, X-ul. Cu A și cu B, da. Și acum, formula este așa, X pe 3. Ecuația pe care o gândesc să aibă acest fel de șoareci. X pătrat minus S X plus produsul egal cu 0. Și acum, suma lor, cât este? 1, 2, 3, 1. Deci vine X pătrat minus S plus produsul 1 pe 9. Da? 2 pe 9. 2 pe 9. Egal cu 0. Adună același numitor. Și ecuația pe care o am de la început este 9x pătrat minus 9x plus 2 egal cu 0. Să se descompună asta în factori. Acum știți, merg invers. Eu mi-am construit ecuația care va avea care de 5 pe 2 pe 3 și 1 pe 3. Acum face pe delta, dacă altceva nu aveți. Sigur că da, aici nu mai văd eu suma din 9 exact. În curte. Exact. Deci sunt în ceață acum. N-am ce face decât cu treaba. Dacă puneam 3 acolo, unde? 3 minus 3x minus 6x, din nou x, să scriem ca minus 3x minus 6x.
Vrei să muncești direct prin observație care știi că da? Da. Poate cât de la minus 3x minus 6x? 9x pătrat, da? 9x pătrat. Minus... Minus 3x minus 6x. Minus 3x minus 6x plus 2. Egal cu 10, da? Da. Și răspuns, da. Hai să vedem. Să vedem. Hai să vedem. Aici, dacă scot un 3x factor, 3x pe lângă 3x minus 1. Minus 2 pe lângă 3x minus 1. Evident, pe față. 3x minus 1 pe lângă 3x minus 2. 3x minus 1 pe lângă 3x minus 2. Și ești clar. Asta este descompunerea. Deci, te invit să încerci și chestia de asta. Dar acum... Dar nu te simt, dacă vezi că nu vrei să te duci cu delta. Sigur că da. Da. Eu am luat așa, a fost de așa cu delta. Așa cu delta. Da? Deci, dacă îți mi-aș fi dat x-ul egal cu 2 pe 3, pe 5 2, egal cu 1 pe 5, n-ai mai fi văzut chiar așa ușor. Eu aș fi făcut ecuația aceea care nu se văd... Nu s-a vedea așa, 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 așa. Hai să o vedem și pe asta, ca să te convin. Deci x-ul e 2 pe 3 și 2 e 1 pe 5. Suma este egal cu 2 pe 3 plus 1 pe 5. Care înseamnă numitorul 10 și cu 3, 13, nu? Pe 15. Da. Iar produsul este 2 pe 3. 2 pe 5. 1 pe 5, care înseamnă 2 pe 15. Da. Și formăm ecuația de gradul 2, x pătrat minus 13 pe 15. X plus 2 pe 15. Egal cu 0. A doua aceeași mitod. Ecuația pe care o avem este 15 x pătrat minus 13 x plus 2 egal cu 0. Cred că nu mai ești așa disperat, sau poate să fie disperat și aici. Dar putea să fie, că acolo minus 15. Să scrie pe, 15, pe minus 13 pe minus 15 plus... Sau? Minus 9 plus 4, nu cred că merge. Minus 15 plus 2. Minus 15 plus 2. X plus 2, X. Da, minus 15 plus 2, așa nu. Te-ai prins acolo, da? Da. Minus 15 X și te-ai dus, da. Dacă nu te-ai prins, să zici, ai tamponat, ai tamponat. Faci cu tot, da. Ia să faci o dată, știu că, dar urmă. Hai să vedem. Deci, de la ta, ai ca cu B la 2, minus 4 la C. Hai să vedem, ai egal cu B la 2 adică 13, 13 plus 13, 169, nu? Da. 169. Minus 4 ori 15, așa. Ori 4, ori 2, ori 2, da? Nu știu. Ori 2, da. Și la 169 minus 4, 5, 20, 62, deci 169 minus 120, deci 49. Radical din 49, radical din 10, ai 7. Și da, și atunci ce faci? Faci ca x1, x2 egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Minus b plus minus radical din delta. Și egal cu 13 plus minus 7 pe 2 ori 15, pe 30. Și egal cu x1 egal cu 2 pe 3, da. Și x2 egal cu 13 minus 7, 6 pe 30, 1 pe 5. 1 pe 5. De la el pleca domnul de tot. Așa se mă trece, foarte mult. Și acum, ca să vezi cum arată x, aceea 9x pătrat. 9x pătrat minus 3x plus... Nu cred că era aia, cred că era ceva tot mărătăr cu... 15 x pătrat minus 15 x pătrat minus 15 minus 13 x. Da, minus 13 x plus 2. Egal cu? A. Egal cu? A. 15. 15. X minus prima valoare. Minus 2 pe 3. Da. Pe lângă x minus 1 pe 5. 1 pe 5. Păi dacă nu știi să o pui... Deci, 15 minus 3 supra 3 ori 5x minus 1 supra 3.
Supra 5. Supra 5. Și mulțim numărătorii între numitori, sunt 215 pe ăsta. Și e fix alt chestii compune, 2x minus 3, pe lângă 5x minus 1. Asta este desumul, 2x minus 3, pe lângă 5x minus 1. Acum, vreau să mai insist un pic așa. Da. Deci, producătoarea este așa, 15x pătrat, 15x pătrat, minus 13x plus 2. Da? Plus 2. Egal cu. Două paranteze lisești cu aici. Două paranteze. Dar așa, în felul încât când înmulțești x, îți facă 15. Da. Cât oricât facă 15? Ori 5. Deci faptul că face 15x, te gândești aici, deci 3x și plus n. Pentru că 5x plus n. Am chestia asta, asta deci, se mai face și asta, asta se deci, face... Nu, asta, e o poanță în care se eviți delta și te faci toată chestia aceea. Când ai șansa așa ești în viitor, una din paranteze o știi. Dar faci un delta mai ușor și gata dacă o timp așa e greu. Nu, nu mai pus, nu mai... Hai, hai să te să urmăiești un pic, facem și un pic de pauză acum. Eu îți indic și pe asta, din dorința de a mări la modelul. Aici. Cum am ajuns? Pe cât ori că îți fac 15? 3 ori 5. Fiindcă e 5x pătrat. Acum cu m și n, n-am decât să... Cât ori cât se facă 2? Dar nu poți fi să dea acolo 2x, poate nu o duci la 2x. Unde e? 3x trebuia, vedeți că ați greșit. 3x. Dar când ați zis compusul dumneavoastră. Aici? Alături, acolo, da. 2x minus 3. 3x. 3x. 3x, trebuie să spun. 3x. 3x minus 2. 3x minus 2. Și acolo la fel, jos. Da, 3x minus 2. Minus 2. Foarte bine. Și acum, după măsură, îți arată. Deci 3x, 5x, ăsta mai... Așa. Și acum, eu zic, cât ori cât se facă 2? 2 de aici. Minus 2 și minus 1. Și facem ce să înmulțești. Dar acum minus 2 și minus 1, nu știi să nu pui pe minus 2, să-l pui aici și să-l pui acolo. Mm. Și o faci două variante. Pui aici, minus 2, deci 3x minus 2 pe lângă 5x minus 1. Și înmulțești pe care stă. Înmulțești pe care stă asta. Mm. Da? Și dacă nu ți-a dat... Dar trebuie să-ți dea, că minus 2 ori 5 și minus 1 ori 3x trebuie să-ți facă jocul ăsta. Dacă ai fost așa, 3x minus 1, pe lângă 5x minus 2. Și îți dădea capetele, dar la 3x ori minus 2 face minus 6x și cu minus 5x, minus 11x. Și nu-ți mai dea controlul de aici. Ori aici îți dă 3x ori minus 1, minus 3x și minus 10x, minus 3, minus 10, face minus 13. Deci, variantele, tot secretul este să aveți calea aceea care să ai, să spunem, un termen, un timp de consum cât mai mic. Deci, pe tine nu te interesează să te întinzi în calcul, ci să ai ritmul cel mai bun. Și acum, din toate discuția noastră, înțeleg că atunci când ai numitor una din paranteze, o știi, și pe cealaltă, o ghicești rapid, ca să poți face simplificarea. Când nu ai și ai tu nevoie de făcut asta, ori te duci cu delta, dar consumi un pic de timp, trebuie să o recunosc, există și riscul să mai greșești la un calcul acolo, dar sper să nu greșești. Și până la urmă, ai A pe lângă X minus X1, pe lângă X minus X2, da? Să facem repede, să determine valoarea minimă a expresiei. Este repede. Și maxim. Da. Da. X egal cu 9X pătrat. Minus 6x minus 3. 9x pătrat minus? 6x minus 3, unde x aparține lui el. X aparține lui el. Așa. Minim. Minim. E de x egal cu cine? Și care este x-ul pe care se atinge? Păi facem că 9x pătrat minus 6x minus 3. Deci e de x egal cu 9x pătrat minus... 6x minus 3 la 0, nu? Sau se făcea până la minus? Minus 6x, dar mă, perfect, pacat. Deci facem păcat. Păi facem 3x
totul la a doua, minus 2 ori 3x. 3x totul la a doua, minus 2 ori 3x. Plus 1. Ori 1. Ori 1. Da, plus 1 minus 4. Plus 1. Minus 4. Minus 4. Da. Da. Și mai 3x minus, minus 1. Minus 1. 4 pătrat. Minus 4. Minus 2 la a doua. Minus 4. Da, dar asta e 3x minus 1 minus 2. Dar nu te interesează asta. A. Nu te interesează diferența de pătrat, nu produs de factor. Da, dacă da. Ți-ar fi zis până la cap, produs da. De factor făceai. Așa, și minima e egală cu 4. Cu minus 4. Ai vezi? Ia și minus 1. E de x. Minim de x. Este egal cu ce este asta? Cu plus sau cu minus, ce este? Numărul da. Acela. Deci egal cu minus 4. Pentru paranteza 0. 3x minus 1 pe 3. X egal cu 1 pe 3. X egal cu 1 pe 3. Deci vezi, Mirna, când x e 1 pe 3 de altă lângă aici, face asta 0. Și atunci expresia noastră minus 4. 0 minus 4 face minus 4. Deci ea este valoarea asta care rămâne. Și maximă? Și maximul tot afară. Paranteza și este acel. Egală cu 0, dar va fi tocmai invers. 4 minus. A. Deci din cauza că apare 4 minus... Nu înțelegi, 4 minus și aia trebuie să fie 0, ca să fie... Așa. Că dacă stați mai mult, iar se mișorează. Adică mai dăm și o expresie sau niște... niște chestii pe acolo. Eu îmi dau o expresie sau trebuie să facem un text la coadă. Fă un text. Avem așa. Se consideră expresia e de x egal cu 4x pătrat minus 1. Deci e de x egal cu 4 x pătrat minus 1. Deci e de x egal cu 4 x pătrat minus 1. Și f de x egal cu 2 x la 2 minus x. Unde x aparține lui f. Să arătăm la punctul A. Că e de 1 pe 2 egal cu f de 1 pe 2. Egal cu la B. Să arătăm că numărul E de 4 ori F de 4 este pătrat de 3. La 3. Să descompunem un factor E de X. E de X, da? F de X, da? F de X. Factorizat. Factorizat. La B, trebuie să punem un factor, expresia e de x minus m de x. Și la e, determinat m de x aparține lui z, pentru care e de m minus f de m egal cu 0. E de m minus f de m egal cu 0. Unde m aparține lui z. M aparține, determinat m aparține lui z. Da. Bun. Mai 3 de 1 pe 2 egal cu 6. Avem 4 ori 1 pe 2 pe 2 la a doua, minus 1. Scrie, e de 1 pe 2, egal cu 4 ori 1 pe 2 pe 2 la a doua, minus 1. 4 ori 1 pe 4, minus 1 și facem 0. 4 pe 4, minus 1. Pe face 4 pe 4, minus 1. Și facem 1 minus 1, 0, da. Și acum... f de x, f de 1 pe 2, egal cu 2 ori 1 pe 4, minus 1 pe, 4, 1 pe 2, și egal cu 2, 1 pe 2, 0. Deci da. Sunt egale. Acolată, adaptăm, f de 1 pe 2, f de 1 pe 2, este egal cu f de 1 pe 2. Amin, acolo. De. 4 ori 4 la 2 minus 1. Deci e de 4, scrim așa, e de 4 ori, ori e de 4, este egal cu? 4 ori 4 la 2 minus 1, ori 2 ori 4 la 2 minus 4. Deci 4, 4, 4 ori 4 la 2 minus 1, ori 2 ori 4 la 2 minus 4. Ori e de 4, care înseamnă 4, la 3 2, minus 4. 2, 2 ori 4 la 2. Minus 2. Minus 2. Nu e de 4. E de 4? Da, e 4. Minus 4.
și egal. Sau și egal cu 63 ori 32 minus 4, adică 32 minus 4 dă 28. 63 ori 28. 63 ori 28. Și să vedem dacă Raica din 63 ori 28 dă din Z. Hai să vedem, 7 ori 9. Raica din 7 ori 9, ori 28, care e 4 ori 7. 4 ori 7? Nu, 4 ori 7, 28. 4 ori 7, da. Egal cu 7 la 2. 7 ori 3 ori 2. Nu, nu, scriu așa, 7 ori 3 la 2. 2 la 2. Și egal cu 21. Și pătrat efect 42. Da, e pătrat efect, radical lui 2. Deci scrie așa, 6 ori 7, 42. Gata. Da, pătrat efect. E mă, ceva la 2. Da. Acum, f de x factorizat. Da, e de... Să descontrăm un fapt. A, bun. De x este egal cu 2x pătrat minus x egal cu? X pe lângă 2x minus 1. Termin. X pe lângă 2x minus 1. De e de x minus f de x factorizat. Păi avem 4x minus 1. E de x minus f de x, așa ne dat x. Este egal cu 4x pătrat minus 1. 4x pătrat minus 1 minus 2x pătrat minus 1. Minus 2x pătrat plus x. Minus, a, da, am pus cu oculat, da. Da, de tot pus paranteză, e bine, dacă nu am spus noi. E egal cu 2x pătrat. Egal cu 2x pătrat minus 1 plus x. Plus x minus 1, da? Da. Și avem așa, 2, nu mai putem să facem factorizați. Păi trebuie să factorizăm, trebuie să factorizăm. Facem cu delta. Aici cu delta, dacă da. Nu se prins. Delta egal cu b la 2 minus 4 ac. Deci egal cu 1 minus 4 ori 2 ori minus 1. Deci plus 4 ori 2 ori 1. Adică plus 8. Adică plus... și egal cu 9. Perfect. Deci radica din delta egal cu 3. Da, și atunci zice minus 1 ori 2. De așa x 1 x 2 este egal cu minus b plus minus delta, radica din delta, pe 2a. Și egal cu... dacă vrei, am spus că există să zic 1 x1 egal cu 3. Deci ai zis x1, x2 egal cu 1 plus minus 3. Da. 1. Deci face minus 1. Când zici că b-ul la noi e minus 1. B. Deci cu minus 1, dacă zici minus b, dar nu zici b-ul la noi e 1. Deci la noi e minus 1. Da. Atenție. Deci b-ul este coeficientul x, 1. Are 2x plus 2x pătrat plus x. 2x pătrat plus x minus 1, nu? Da. Bine, da. Deci e minus 1 plus minus 3 pe 2 ori 2, pe 4. Așa. Așa. Și x1 egal cu minus 1 minus 3, 1. Minus 1. Minus 1. Așa. Și x2 egal cu minus 1 plus 3, 2 pe 4, 1 pe 2. Și atunci continuăm aici, continuăm aici, egal cu a. Acum continuăm imediat un pic. Egal cu 2 pe lângă x minus x plus 1, da. Pe lângă x minus 1 pe 2. Hai. Aducem același vector aici. Aducem și același vector? Păi, ca să intrebăm pe 2. Efort, 2 pe lângă x plus 1, pe lângă 2 de x minus 1, la 2. 2 pe 2 și pe asta e momentul. De ce are? Și x plus 1 pe lângă 2x minus 1. X plus 1 pe lângă 2x minus 1. Bun, hai văzut de asta. Iată cum aș făcut eu. Deci am avut așa. 2x pătrat plus x minus 1. Dacă nu observam, să zic, pentru 2x, să zic, adică adăugat, 2x, 2x minus 1. 2x minus 1 x. Da, da, da. Da? Și vine 2x pătrat plus 2x minus 1x minus 1, care mă duce foarte rapid, scot aici 2x în față, 2x pe lângă x plus 1, minus pe lângă x plus 1, și egal pe x plus 1 pe lângă 2x minus 1. Dacă mă observ așa, așa, eu luăm din nou 2x pătrat plus x minus 1, egal cu 1. Una, cât oricât să facă 2. Unul este x și celălalt este 2x. Ca la mulțime este... x ori 2x face 2x pătrat. Da. Și acum
la înmulțiri se fac minus 1. Plus 1, acolo 2x plus 1. Aici, dacă ești plus 1, zici tu aici, da, că nu ești în spirate, domeniile. Plus 1 și aici e minus 1, obligator. 1 minus 1 îți face minus 1. Da. Deci ăsta pe 1 îți facă, da? Da. Minus 1. Și când face x ori 2x, face 2x. Plus x. X ori 1x și cu minus 2x, face minus x. Minus x. Și am pus x aici, n-am nimic. Și x minus 1. X plus 1. X plus 1, pentru că 2x minus 1. Și gata. Acum controlează foarte bine. Bun. Deci povestea este ghicirea celor două numere, tot aici cât ori cât se facă minus 1, da. Până la urmă, și acum distribuirea lor, îi pui 1 și minus 1 așa, sau îi pui invers. Bun. Dar mai acum avea de minus de n, adică x plus, adică n plus 1. E de x minus n de x. Aceeași chestie, n plus 1 pentru 2 n minus 1 să fie 0. Deci e de n minus e de n, da, e egal cu 0, adică... Da, e plus 1 pentru 2n minus 1 fi 0. Asta este, 2n pătrat plus n minus 1 e egal cu 0, nu? Adică n egal cu minus 1 și n. Plus n. Și asta, noi am văzut, factorizează 2. În varianta 2n... 2n pentru 2n minus 1. 2n plus 1 sau minus 1? 2n minus 1. N plus 1 pentru 2n minus 1. Egal cu 0, deci n egal cu minus 1. Și e egal cu 1 pe 2. E egal cu 1 pe 2. E egal cu 1 pe 2. N-are importanță. Și nu, o fost din Z. Deci din Z nu mai e 2. E numărul 3. Și vreau să împărțim 2. Z. Da, da, e liști. A, tot, da, bun. Acum vreau să facem... Facem un test? Da. Vreau să facem pentru noi condițiile în care fracțiile sunt definite și să ne întâlnim condițiile în care fracțiile nu sunt definite și să le simplificăm. Da, să lămurim și tu. Nu mai e o zi de ea. Ce să facem? Mai facem cine ne gândim? Cine ne-a găsit să ne facem? Da, deci mâine este în logic. Dar așa, un pic să lămurim când sunt definite, când nu sunt definite și un pic să simplificăm. Și poate mai facem mai, din alea mai complicate cu e de x. Nu am mai complicate cu e de x. Așa cum am. Ei, da. Vă dăm, deci, niște posibilă. Acum, refuz când ai efortul. Da, dimineața o ține. Menționați, deci, condițiile în care fracțiile date sunt definite și simplificațiile. Să luăm așa, ce înseamnă de x pe lângă x plus 1? Menționați. Condițiile. Condițiile. Și care fracțiile date sunt definite. În care fracțiile date sunt definite și simplificațiile. Definite. Și simplificații. 2 pe lângă 2 minus x. 2 pe lângă 2 minus x. Ori x pătrat. Ori x pătrat, așa. Supra. 2x pe lângă x plus 2 pe la 2. X plus 2. Totul la 2. Totul la 2. Deci, de menționați când au loc funcțiile și simplificații. Când fracțiile sunt. Da, când x nu e 0 și când x nu e minus 2. Deci există. Există fracția e de x. E de x asta. E un mai zis de x, da? Da. Să zicem, există. E 1. E 1 de x. Dacă și numai dacă. Dacă și dacă x e egal aparțin lui el, mai puțin 0 și minus 2. Minus muscula formată 0 și minus 2. Deci aici nu există. Hai să... Dacă era nu. Da. Pentru care nu sunt, nu este definită fracția. Nu există e un de x. Pentru situația în care x e 0. X aparține lui 0 și minus 2. Pentru x aparține mulțimii. 0 și minus 2. Da. Deci nu. Nu există. E un de x. Dacă și numai dacă x aparține mulțimii 0 și minus 2, adică așa sunt valori, atunci nu există. Mm-hmm. Ca să existe, le dăm deoparte părerea. Și simplificăm acum, după ce am pus condiția asta, x cu pătratul, 2 cu 2. Da? Și simplificăm așa. Deci egal cu 2 minus x, supra x plus 2,
costul la pătrat. Asta este expresia simplificată. 2 minus x plus 2 plus 2, da. Așa. Că așa ați văzut. Pune cu atiție. Nu puteam să scoatem în minus în față? Nu, că de-aia... Scoate face x minus 2. X minus 2, da. Nu ne-am preferit. Ok. E 2. E 2. X la 3 minus 4 x. Supra. X la 2 minus 4 x plus 4. Așa, nu există. Mai întâi facem x la 2 minus 4 x plus 4. Mai așezăm un pic, dar nu simplificăm nimic. Că x la 2... Scoatem un x în factor, x pe lângă. Și? Aici. Nu, vreau să ne absolvăm deoparte, x la 2 minus 4 x plus 4. Da, super, e un pătrat, perfect. X minus 2 pătrat. Da, spunând x la 2 minus 4, supra x minus 2 tot la 2. Și e cald cu x pe ori x minus 2 pe minus 2 supra x minus 2 pe la 2. Și simplifică și cald cu x minus 2 supra x minus 2. Mă, Merona, nu simplifici. Dar mai întâi simplifică ca... Nu, ai pierdut varianta aceea, Paulita. Dar nici n-am pierdut, că... Că s-a întrebat să rămân, dar dacă ai fost mai așa. Dacă ai fost mai așa, nu simplificam, să știți. Nu, trebuie să spunem condiții din expresie, așa cum există ea. Și aceea se uite, sus, x cu x, se vezi ca să aparține lui el, mai puțin lui 2. Deci, după ce vă faci așa dată, îți vine ușor, zic, există, spunem așa. Există e de x, atunci când x aparține lui el. E 2 de x. Există e 2 de x. Pentru x aparține lui el, mai puțin mulțimea formată în elementul 2. Și nu există? Și nu există atunci când x e 2. Deci nu există e 2 de x. Pentru x egal cu 2. Exact. Cu 2 pentru x. Și vom menționa. Egal cu 2. Și acum simplificăm. Și atunci x pe x plus 2 pe, pe x minus 2. Deci rostul pentru care ne spune am las condițiile care există și dumă, simplificați, este tocmai asta. Simplificăm după ce am fost condițiile. Deci vă mai dau una. X minus 3 la 2 e de x egal cu. X minus 3 la 2 supra x la 2 minus 7x plus 12. Nu luăm. 3 și 4, am făcut-o. Și egal cu x minus 3 totul la 2 supra x minus 3 lângă x plus 4, nu? X în logaritmic. Lângă x minus 4. Trebuie să facă plus 12. X minus 4. Bun, și x minus 3 cu x minus 3. Stop. X aparține lui E. De la ce mai întâi, nu se vede. Nu se vede. Există. Există E de X. Pentru x aparține lui E, aici e 3 și 4. Minus mulțimea formată din 3 și 4. Și nu există. Și nu există pentru x aparține lui 3, pentru x egal cu 3 și 4. Pentru x aparține mulțimii valorilor 3 și 4. Una, mai dau și da. Și acum simplificăm. Da, și la x minus 3 pe x minus 1. X minus 3. Pe x minus 4. X minus 4. Una și da. Te rog. E de x egal cu 3x la 3. E 4, da? Da. E 4 de x egal cu 3 x la 3 plus x la 2 minus 12 x minus 4 supra 7 x la 3 minus x la 2 minus 28 x plus 4. Deci egal cu 3x pe lângă x la 2 minus 4 plus x deci la 2 minus 4. Deci 3x pe lângă x la 2 minus 4. Da. Facem așa, 3x pe lângă x la 2 minus 4 plus x la 2 minus 4 sus, mă refer. Și o să avem x la 2 minus 4 plus aici. Da, am văzut bine. Era, dar putea să dea deodată 4x la 3, nu, e la 3 și la 2, am văzut și aici. Deci egal cu x la 2, x minus 2 prin x plus 2, pe sfârșit, pe lângă 3x plus 1. Așa de bine? Da. Deci, ai gândit așa.
3x la 3 cu minus 12 x pe 3. Da. Ceva cu 3x plus x la 2 minus 4. 3x pe lângă x la 2. Minus 4. Minus 4. Plus x la 2 minus 4. Asta nu mai rămas. Plus x la 2 minus 4. Ceva cu x la 2 minus 4. Supra. Nu mai să zic eu. Și aici. 7x pe lângă... Stați, că tot așa facem. 7x pe lângă x la 2 minus 4. 7x pe lângă x la 2 minus 4. Minus x la 2, minus x la 2, minus pe lângă x la 2 minus 4. Minus pe lângă x la 2 minus 4. Da, și egal cu x minus 2, x la 2 minus 4, de fapt, x la 2 minus 4. 3x plus 1, supra x la 2 minus 4, pe lângă 7x minus 1. Și atunci x aparținului e mai puțin 2. Există, așa scrie. Există e de x pentru x. E 4, asta e cam 3 de x. Da. Pentru x aparținului e mai puțin 2 și 1 pe 7. Nu 2, numai 2 și minus 2. 2 minus 2 și 1 pe 7, da. Și n-ar exista pentru valoare. Și n-ar exista pentru 2, 1 pe 7 și 1. Deci acum simplificăm și 3x plus 7x minus 1. 3x plus 1 supra 7x minus 1. Și vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc. Da. Și după aceea mâine că au văzut toată lumea. Da. Hai să zicem aici și avem la sinteză. La sinteză. Am făcut așa de profesor. Factorizarea numărului supra este da. 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 Factorizarea expresiei. Da. După aceea ecuația de gradul 2 cu delta, cum se ia. Da. Scrie ecuația de gradul 2 cu un plus de factor. Da. Scrie unei expresii de gradul 2 cu un plus de factor. Minus și maxim. Scrie, da. Unei expresii de gradul 3. Expresii de gradul 3. Ca un produs de factor. De fapt, am avut vedere ax pătrat plus bx plus c. Care scrie ca pe lângă x minus x1. Pe lângă x minus x2. Și aici am discutat mai mult 3-4 variante. Cu delta, cu șmecherii, cu ghicești factorii, suma și produsul. Suma și produsul, da? Deci da. Aici avem pus la punct bine lucrurile. Apoi... Am avut amplificarea unor expresii, unor rapoarte. Simplificarea. Condiții de existență. Expresii. Condiții de existență pentru o expresie. Raport. Da, raport. Da. Dar, de fapt, fracția, nu? Raport. Fracția. Păi, de exemplu, a unei fracții, unui tot de fereză. Maximul și minimul unei funcții de gradul 2, unei expresii. Unei expresii, da. 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 Maximul și minimul. Maximul și minimul unei expresii de gradul. Adică, dacă mă gândesc cu e de x egal cu ax pătrat plus bx plus c, s-a pus problema maximă și minimă aceste, da? Da. Max din e de x și respectiv min din e de x. Cum se află maximul și minimul? La revedere, nu uitați să vă urmăriți pe proful online, nu uitați de like, de share, să spuneți la toți prietenii, să vă abonați, numai așa veți învăța matematică cu drag. La revedere!